Cât de tare! Ok! Finally! Ce tare! Sunt într-o Dacia, 1300! Deciuța mea! Mai avea aici niște chestii, dar văd că sunt rupte. Salutare și bună dimineața de la cafeluță din Antananarivo, Madagascar. Astăzi o să beau cafeaua aici jos în restaurantul de sub locul unde stau eu. O cafea foarte mare, bună. Iar după aia voi lua la pas orașul în căutarea ultimelor cumpărături pe care vreau să le mai fac înainte de a pleca spre casă, pentru că poi mâine plec spre casă. Mai am și mâine o zi aici, încă nu știu ce o să fac, dar am zis să nu o las chiar pe ultima zi. Astăzi mă duc să fac cumpărături. Vreau să iau neapărat niște vanilie, vreau să îi iau Ramonei niște suveniruri, niște creme, să văd ce găsesc la cantitate mică, pentru că știți bine, eu n-am decât un bagaj mic de cală și nu pot să duc lucruri mari. Oricum nici spațiu nu am în bagaj prea mare. Da, niște vanilie, niște creme pentru Ramona și probabil un medalion, brățară, să văd ce găsesc reprezentativ din Madagascar. Cam asta e planul zilei. În același timp, vă spun și vouă cât costă vanilie aici. Și ieri era lume aici la mine pe stradă, dar nu ca astăzi. Astăzi cred că e o zi specială de târg, de piață aici, chiar pe strada mea. Ambuteiaj rutier. Efectiv, târg în toată regula s-a făcut astăzi de dimineață. Papuci, Adidas, haine, fructe, tot felul de lucruri. Ieri era mult, mult, mult mai liniște aici. Și astăzi nu e weekend sau ceva, da? Probabil astăzi e târgul principal pe strada asta. O să mă duc în direcția asta la altă. Ieri m-am dus înspre centru, înspre acea piață. Acum mi-au zis cei de la bar că este un mall aici foarte aproape de mine, cam la un kilometru. Cel mai mare mall din Antananarivo. Ciudat că nu se află chiar în centru mall-ul. Am de gând să mă duc până acolo să vedem cum arată și un mall. După aia mă voi duce prin piețe în căutarea vaniliei și a testa piața, să vedem care sunt prețurile la vanilie aici în Madagascar. Dar toate astea nu înainte de a băga niște suc de trestie, dacă tot am găsit aici. N-am cum să trec pe lângă așa ceva fără să nu beau. Bonjour! De data asta i-am zis să-mi facă fără lămâie, exact așa cum îmi place mie. Am nimerit pe o stradă cu servisuri auto. Mai am puțin până la mall. Sunt curios cum arată mall-ul de aici. Eu mă uitam să văd o clădire modernă, mare, impresionantă, dar nu. E alt gen de mall. Aranjat, într-adevăr, foarte curat, pe aici diferit. Am intrat din strada aia cu servisuri auto foarte murdară, direct aici unde e altceva. Total altceva. Bonjour! Am șansă să găsesc aici un medalion sau cercei pentru Ramona sub formă de lemuri, pentru că aia aș vrea să iau.
numai să găsesc. Aia e imens, e imens locul. Supermarket, cinema. A, uite, și clădiri mai moderne aici în față. Ornamente de Crăciun. Imens, foarte mare, foarte mare mall. O să intrăm și înăuntru. Amenajat frumos aici, lângă un lăculeț. După lăculeț, unii cultivă orez, de fapt, peste tot unde e un petec de pământ bun pentru cultivat, peste tot e orez. Moș Crăciun n-am găsit până acum, numai brazi și uite aici un om de zăpadă. În partea aia KFC. Total alt oraș parcă e aici de când am intrat pe poarta aia. O terasă foarte faină aici. Probabil o să bem și o cafeluță un pic mai târziu, după ce dăm o tură prinăuntru. Cât de fain arată terasa asta! Înăuntru, ca în orice mall, supermarket în partea aia, alee cu magazine în partea asta. O să caut o bijuterie, să vedem dacă îi găsesc lemurii Ramonei. Chiar și food court modern. Doar că eu nu prea-s fan, unde e mâncarea pe gustul meu, nu prea-s fan de fast food-uri de mall. Interesant. Terasă frumos. Mi-a plăcut cum arată terasa asta de aici, din fața mall-ului, din grădină. M-am așezat, am comandat un cappuccino, dar cred că o să îmi iau și ceva de mâncare. Cred că îmi iau o pizza, că mi-e foarte poftă. Chiar dacă am mâncat de dimineață sarmale. Dar mi-e poftă de pizza. Foarte bine arată și înăuntru. Da, locul ăsta e desprins din altă lume, clar. N-are nimic de a face cu orașul Antananarivo pe care l-am văzut până acum. Foarte bine arată cappuccino meu. 7 lei costă, nici măcar nu e un preț mult, mult exagerat. Dimineață unde am băut cafeaua a fost 5 lei. Bineînțeles, în stradă e un leu, da? Sau 50 de bani chiar în unele locuri. De fapt, în cele mai multe locuri e 50 de bani. Nesperat de bine arată pizza. Și miroase foarte bine. Nu e chiar pizza cea mai bună. Dar de poftă e extraordinar de bună. Chiar au reușit să îi dea niște arome foarte faine. Ce contrast puternic între zona mall-ului și strada asta. N-am găsit mare lucru pe acolo, n-am găsit să iau la Ramona nimic. O să mă duc în centru, mă duc în centru să văd dacă găsesc ceva pe acolo. Am plecat din nou înspre centru să caut vanilie. Din nou pe strada asta care s-a transformat într-un adevărat târg de papuci. Toată strada asta pe stânga e plină doar cu papuci de vânzare. Și noi, și second hand, i-am văzut pe unii spălând la ei
strada papucilor. Antene la vânzare. Oameni cu antena în cap. Bună prezentare. O fi ce vreo sărbătoare astăzi de e așa aglomerat față de ieri când era gol pe aici, absolut gol. Acum de-abia trec. Astăzi nu mai ratez așa ceva. O să-mi iau facure cu miere că mor aici de poftă. 3.000 de arici, adică 3 lei costă bucățica aia. Ui. Am mai găsit ceva interesant tot aici la nenea asta cu mierea. O băutură făcută din aloe vera. Mor de curios acum să ajung cu ea acasă și să o gust. Noi am găsit lemur încă Ramonei. În schimb, am găsit harta Madagascarului pentru medalionul ei. Din argint costă 20 de lei. Acum sper să și fie argint. Din nou în minunata piață, de data asta o să mă uit după vanilie. Vanilie și diverse creme făcute aici pe insulă. Mai vreau să mă uit și după ceva. Parfumele, uleiuri esențiale. Chestii de genul ăsta. De mâncare nu mai îmi trebuie astăzi, că încă mai am o grămadă de sarmale de ieri. Dar văzând cât de bine arată produsele prin piața asta, îmi vine să iau și să gătesc din nou ceva, da? Dar nu pot. Nu pot mânca atâta, oricum. A, uite că am găsit ceva foarte apetisant. Cred că de astea mi-au. Ceva larve. Doamne ferește. Știu că-s delicatesuri prin Africa, dar eu n-aș putea să mănânc așa ceva. Am avut ocazia de mai multe ori, da? Nu. Pește uscat. Vanilia, din câte mi-am amintesc, e în partea aialaltă a pieței. Cât de fain e să te prind printr-o piață așa de bine aprovizionată. Uite, asta chiar arată bine, asta aș mânca. Dacă mi-aș lua eu o bucățică de asta, că prea bine arată de pește afumat. Și de asta clar îmi iau. Yeah, ok? Nu mă pot abține să ne iau o bucățică. 20 de lei. Mersi. Mersi. Piper negru. De fapt, piper verde e ăsta. Negru e mai încolo. Niște ardeiuți din ăștia extrem de mici. Nu mai știu pe unde am gustat din ăștia și sunt foarte, foarte iuți. Ăștia seamănă cu ahi charapita. Ăștia, la cum arată, sigur, sunt de ea de mordlei. Uite, încă ceva interesant. De astea mi-am luat. Cică cireșe, dar arată un pic ca cireașă, dar clar nu-i cireașa pe care o știm noi. Mi-am luat de 2 lei, să vedem cum sunt. Ceva foarte interesant am mai găsit. Niște ciuperci care seamănă cu iuțarii de la noi. Nu. No. Miroase total diferit. Dar seamănă perfect ca formă. Încă n-am găsit vanilie. Zilele trecute când am mai fost pe aici era plin de vanilie. Acum nu-i nici într-un loc. Poate nu sunt în zona bună, că piața asta e imensă. Da, tot cam pe aici. Am plimbat și dățile trecute. Mai mergem să mai căutăm. Să-i
deja încep să găsesc vanilie. Sunt mai multe tipuri, mai multe calități. Asta, de exemplu, e 20 de lei. Și asta, ci că e de calitatea cea mai bună, e și cea mai mare cantitate. Asta e 50 de lei, tot snopul ăsta. Acum, nici nu știu care să o iau. O să mai mă uit un pic prin piață. Da, cam astea, cred că prețurile. Până la urmă, o să iau de aici, am găsit în alt loc și mai ieftin, aceeași calitate. Cam aceeași calitate e peste tot, din ce am văzut eu. O să iau două tipuri. Mi-a lăsat la 50.000 de arici toată asta, dar aici e foarte multă. Jumătate de kil de vanilie. O să iau asta, văd de pe unde o îndes în rucsac. No, că am mai târguit câte ceva de pe aici. Am mai luat scorțișoară, am luat și o de asta de scorțișoară. Uite că mi-a dat și bonus, suna că am luat de la fete mai multe. Am mai luat scorțișoară la 15 lei, o pungă de asta mare și o pungă de asta mare de piper, tot la 15 lei. Am piper tot anul. Dacă am târguit o grămadă, problema e că nu știu cum le duc acasă. Dar mai am rucsăcelul ăsta mic și cred că într-un rucsăcel bag numai de-astea. Că nu o să-mi încapă în rucsacul mare. Cumva mă-i descurca eu. Deci, aproximativ 50 de lei costă o legătură mare de... cum îi zice? De vanilie. Ceea ce în... Mauritius am luat cu 50 de lei vreo 3-4 fire. Aici ați vreo 20-30 într-un baloțel din ăla. Prețuri foarte bune, foarte, foarte bune. Acum, ce o să fac cu vanilia, habar n-am, că nu știu la ce să folosesc. Dar probabil voi mai da pe la prieteni care știu ce să facă cu ea. Cam asta a fost cu piața și pe astăzi, de aici o să mă duc să caut un taxi să mă duc înapoi spre casă. Am mai găsit ceva interesant. Ce habar n-am ce e. Dar arată foarte interesant. Cred că o să iau o felie să văd ce e. Cred că mi-am văzut și taxiul cu care mă duc acasă. N-am găsit nicio Dacia 1300 decât break-ul ăsta. Numai că nu-i șoferul aici. Oare unde-o fi șoferul? Cât de tare! Deci clar vreau să merg cu asta, dar nu-i șoferul. E taxi la șer? Yeah? This? No, another one. I want to go with this car. No, another one. No, this. This. This car is not driver. Not driver. Nu e aici omul. Nu e aici omul. N-am ce să-i fac. Deci nu cred că am ghinionul ăsta. Găsesc o Dacie și... I want to go just with this car. I want to go just with this car. With this car? Yeah. The driver is not here. It's not here. Not here. Ah, okay. Driver is, It's okay, thank you. O să mai stau un pic pe aici, poate vine șoferul. Și că nu-i pe aici șoferul. Mai stau un pic, poate vine. Băieții de aici până la urmă au înțeles că eu vreau de fapt neapărat cu mașina asta, nu mă interesează neapărat să merg cu taxiul. Au zis că îl sună pe șofer să vină să mă duc. Deci a venit omul într-o fugă. Tu, Saint Antoine? Saint Antoine College. How much? How much? 30,000. 30,000. It's okay. Yeah.
ciorchine de taximetriști pe lângă mine. Cât de tare! Ok! Finally! Ce tare! Sunt într-o Dacia, 1300! Stai că nu pornești! Mă pricep! Dacă nu pornește, mă pricep! Oh. Gata! Yay! C'était ma première voiture. Ah, oui. Ah, oui. Mamă, cât de tare! O să ridic viteză. Uite, și pedalele alea. Ma première voiture în a la România. Ah, România. Contact. Dar diferă un pic față de Dacia noastră. Mi-amintesc de astea, de căldură. 6 butoni de vitr, vitr electric, cartesia, direcția. Vitr electronic! Oh! Are geamuri electrice. Așa ceva. Numai că merge pe bază de mână. It's ok. Vă mai amintiți de asta? Cât de tare! Deci mi se ridică părul pe mână. Mânerele diferă. Probabil a fost modificată pentru că i-a pus geamuri electrice. Aici eu aveam o Dita My Boxa făcută din lemn. Mamă, ce troncă nedirecția. Cred că e praf buxa aia de acolo. Am schimbat-o aia de nenumărate ori. Deci, efectiv mi-au dat lacrimile. Pedalele, exact alea. Pe pedalele se pare cum de da? E un beau memoir. Nu știu dacă am zis bine sau dacă înțeles ce am vrut să zic. It's a very beautiful memories. Dar de ce mergem cu spatele? N-am înțeles. Mergem cu spatele de jumătate de oră. Probabil fete, atenție, le telefon. Era sens unic în partea aia. Telefonul, fete, atenție. Ok, 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 ok. Mi-a zis să am grijă la telefon. Bă, le-a cochin pur proale telefon, nu? Ok, I understand. Da, încheiem filmarea aici, că de aici mergem prin zonă aglomerată și trebuie să am mare grijă la telefon. Deci, uța mea. Mai avea aici niște chestii, dar văd că sunt rupte. Am oprit la Peco. Accelerația aia care arată ca furculița. Uitați-vă cât de roasă e. De fapt, toate pedalele sunt foarte roase. Ok? Inclusiv frâna de mână ține, incredibil. La friend? Friend man. E good. E bo. Tare, foarte, foarte tare. Deci până și mirosul este același pe care mi-l amintesc eu din Dacia mea 1300. Incredibil. O experiență super tare cu Dacia. M-au năpădit amintirile și nostalgia. Am ajuns acasă, mă apuc să degust din produsele pe care le-am cumpărat. Și anume, asta am de degustat, peștele ăsta
afumat care arată foarte bine, o băutură din aloe vera. Chestia asta nu știu ce e, dar miroase a un fel de nucă, cumva, nucă prăjită. Nu pot să descriu mirosul că e diferit. Aceste cireșe ciudate și fagure cu miere. Miere de Madagascar. Peștele miroase de înnebunesc. Aoleu. Delicatese 100%. Cât e de bun. Foarte ușor sărat. Excelent. Chestia asta mi-aduce aminte de ceva, ca și miros. Dar nu pot să îmi dau seama ce. O combinație de mai multe mirosuri foarte cunoscute. E dulce. Clar are alune. Alune. Cocos. Și nu mai știu, excelentă ca gust. Gust foarte exotic. Dulce. Interesant și bun. Hai să vedem asta de aloe vera. Nu. Asta nu pot să beau. Chestii care se întind niciodată. M-am dus și am aruncat-o direct. Nu, nici măcar nu pot să încerc așa ceva. Asta e, am o problemă cu chestiile care se întind. Hai să vedem cireșe de Madagascar. Așa mi-au zis când le-au văzut Sherry. Bine, nu, e, nu seamănă cireașă, are în capăt chestia asta, mai mult o coacăză. Are doi sâmburi. Și gustul cam acolo e, între cireașă și coacăză. Incredibil, fructe noi, pe astea nu le-am mai încercat până acum. O să iau sâmburi. Mai am fagurele cu miere. S-a cam storcoșit în plasă, dar e ok. Miroase a un fel de polifloră de pe la noi. Foarte bună. Miere curată. Ceara e 1-1 ca gust. Bun. Și cam ăsta a fost și vlogul de astăzi. Am gustat chestii noi din piață. Am fost mai lejer pe acolo, am putut să observ mai multe. De asta am și găsit produsele astea, pentru că probabil erau și zilele trecute, dar nefiind eu odihnit, nu le-am remarcat. Mă bucur mult că am experimentat mersul cu o Dacia 1300 din nou. Cine știe când o să mai am o asemenea ocazie. Deja sunt mașini de colecție la noi care costă o grămadă de bani. O mașină de genul ăsta, pusă la punct cu toate elementele originale, e mai scumpă decât X5-ul meu cu multe, de multe ori. Închem aici acest vlog. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Vă reamintesc că din donațiile voastre și eu dau mai departe o parte acolo unde
E nevoie acolo unde trebuie ajutat. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până la următorul vlog de aici din Antananarivo, Madagascar. Eu vă spun la revedere.